George Enescu, marele compozitor care s-a născut în 1881 în județul Botoșani, în familia arăndașului Costache Enescu și, după cum mulți dintre dumneavoastră știți, o bună bucată din viață a trăit și a creat în județul Bacău la Tescan. Părinții în copilărie l-au alintat cu numele Jurjac, dat de guvernanta franceză, care a avut o influență majoră asupra educației sale. Încă din copilărie a manifestat o înclinație deosebită pentru muzică, începând să cânte la vioară de la vârsta de 4 ani, iar la 5 ani apărea deja într-un prim spectacol. Prețuia muzica lăutărească, pentru că, de fapt, acest festival are legătură și cu muzica lăutărească. George Enescu spunea că adevărata comoară din care a știut să culeagă cele mai prețioase piese este muzica pe care a iubit-o enorm de mult, și anume muzica lăutărească. Urmează să facem legătura între cel care va interpreta cu virtuozitate, va aduce în fața dumneavoastră un moment de maestrie instrumentală, maestrul Florin Tărâță. S-a născut într-o familie de muzicieni la roman și a devenit cunoscut în tot spațiul românesc, în special de la acea casetă celebre prin care maestrul Florin Tărâță și-a arătat talentul de compozitor și de interpret. Romanul, după cum bine știți, se află în Ținutul Bacăului, pentru că Arhiepiscopia Romanului și Bacăului are întindere pe cele două entități, dacă putem spune așa. Florin Tărâță aduce un omagiu marelui Enescu, așa cum știe el mai bine, așa cum crede maestrul Florin Tărâță că i-ar fi plăcut și lui George Enescu. În aplauzele dumneavoastră, Florin Tărâță și taraful său. Thank you.